Aș începe cu tot ce am făcut noi până în campionatul regular, unde cred eu că statisticile și toate ne arată că am fost cei mai buni. Am făcut o muncă extraordinară cu toții, să reușim să fim pe primul loc, un lucru imposibil probabil în vară, când a început să plănuim și să planificăm acest succes. Dar acum acel succes care l-am avut s-a terminat, vine a doua etapă, play-off-ul, unde avem o mare provocare, aceea de a încerca să devenim cei mai buni, să mergem cu gândul ăsta, să ne dorim acest lucru, să muncim pentru acest lucru. Cu siguranță că va fi foarte greu, toate echipele sunt foarte bune, dar noi am arătat și în duel direct cu ei, în duelul care l-am avut cu fiecare adversar, am arătat că suntem mai buni ca ei, pentru că avem cele mai multe victorii, avem foarte puține meciuri pierdute și puțin un egal. Deci, practic, și acolo am demonstrat și cu cei mari că suntem foarte buni. Sperăm să păstrăm această linie, să fim la fel de inspirați, să muncim bine. Noi, antrenorii, să fim inspirați în toate alegerile care le facem, iar jucătorii să facă diferența în teren. E o provocare a noastră, de aceea zic că vom încerca să devenim cei mai buni. Nu suntem cei mai buni, nu putem trăi cu această idee, doar că în spate un lucru l-am făcut foarte bine. A doua etapă acum trebuie să... E o mare provocare pentru noi și sperăm să o facem mai bine ca adversari. Fiecare meci acasă în deplasare e foarte greu, dar ca să fii campion trebuie să știi să joci aceste gen de meciuri, care sunt meciuri cu foarte multe detalii legate de adversari, de suporteri, de climă, de teren, de tot felul care sunt, în care trebuie să faci față. Meciuri cu presiune, meciuri cu tensiuni, cu orgolii, în care trebuie să arăți că poți să reziști și poți să fii cel mai bun. Eu sper că am încredere în grup, pentru că v-am zis de la început, am o echipă foarte frumoasă, am un grup foarte bun, uman, dar și un grup de jucători foarte talentați, foarte buni. Sperăm să-i avem pe toți, ușor, ușor, chiar dacă la primul meci acum acasă Boli e accidentat, Vlad are o răceală și nu poate fi cu noi și Popescu avem cartonașe. Deci, dar avem pe ceilalți, trebuie să găsim soluții și oportunitate pentru ceilalți, pentru că lotul, avem mulți băieți și copii foarte buni. Cam asta așa în mare ideea noastră. În acest început de play-off, sperăm să începem cu o victorie acasă, cu un adversar care, ultimul meci acasă, am făcut un meci foarte bun, sperăm să repetăm același gen de meci. Multe lucruri noi nu pot fi, sperăm să fim atenți la toate detaliile care sunt și să facem mai bine ca Sepsi să câștigăm. Are relevanță faptul că Sepsi a jucat joi seara, aici drumul până aici? Nu mă interesează genul ăsta de lucruri care se pun. Eu știu că întâlnesc o echipă care are un lot foarte bun, știe fotbal, echipa știe fotbal, un antrenor experimentat și lotul e foarte ușor la ei să înlocuiască 4, 5, 6 jucători, așa că nu sunt lucruri care nu cred că contează. Din contră, s-au calificat și cred că au un moral foarte bun și va fi un meci foarte greu. Ați spus-o dumneavoastră mai devreme, timpul sezonului regulat, Farul este echipa care a obținut cele mai multe puncte. Am spus-o dumneavoastră, nu am spus-o eu, e statistica, care ne arată că suntem cei mai buni. Constituie acest aspect un avantaj, cel măcar moral? Nu poate să existe, totul s-a... Din păcate, totul se pleacă de la zero. Din păcate, acesta e play-off și n-are rost să mai comentăm că nu contează dacă ai punctele care le faci, că totul se reduce. Un play-off e divizia, un play-out e alt statut, în divizia B e altul statut, deci, da, trebuie să ne adaptăm. Noi nu avem ce face, nu suntem abilitați, nu suntem cei care decid, dar, cum să zic, părerea mea, o știți, campionat regular, făcut de la început cu 18 echipe, acesta e campionatul care o văd eu ca România poate să iasă. Acolo trebuie să ajungem, pentru că când am avut 18 echipe, atunci și România a performat.
a făcut performanță în Europa. Cum vi s-a părut Sepsi în meciul de joi? Eu am zis, eu știu că adversarul pe merit o echipă foarte bună, așa cum și Craiova era o echipă foarte bună, a dominat, a jucat foarte bine, dar eu rămân cu meciul nostru de acasă, unde trebuie să, chiar și cu meciul de la ei în care am câștigat, cu Sepsi am făcut 6 puncte în campionat, așa că suntem echipa care avem cele mai multe puncte în dueluri directe cu adversarii din play-off, așa că suntem pe primul loc și văd că nimeni n-a scris de lucrul ăsta. Suntem pe primul loc. Și atunci. Suntem pe primul loc și nimeni n-a scris de acest lucru. Dar ce a fost, a fost. Ce va fi mâine, de mâine încolo începe altă provocare mare pentru noi, pentru că din toate echipele care sunt în play-off, cred că singurii care nu eram puși în calcul suntem noi. Deci noi suntem adevărata surpriza campionatului. Foarte mare surpriză și o echipă foarte, foarte bună, care nimeni nu ne dădea nicio șansă. Și niciodată nu s-a pus problema asta. Inclusiv, poate, cei din Constanța. Inclusiv cei din Constanța. Și când spun asta, știu și sunt informat de aceste lucruri. Ne dădea acest lucru. Dar uite că suntem acolo, trebuie să ne luptăm, pentru că ne luptăm pentru noi, ne luptăm să ne dorim acest lucru, să devenim cei mai buni. Cu adversari foarte, foarte buni, care orice rezultat e posibil și sperăm ca noi să fim mai buni ca ei în toate meciurile și să facem mai bine. Tu statistica spune că aveți și cei mai mulți jucători sub 21 promovați până acum în acest an. Acestea suntem noi. Aici nu mai există dubii. De 14 ani nu mai există dubii, cred eu. Sau în ultimii 10 ani nu mai există dubii. Nu cred că se mai pune întrebare sau aveți dubii și la acest lucru sau băgați în balanță acest lucru. Când s-a întâmplat de 10 ani, suntem clubul cu cei care a furnizat cei mai mulți jucători în ultimii 14 ani în campionatul în divizia A și în divizia B. Așa că suntem formatori ca și filozofie, avem identitate, suntem un club care producem jucători foarte buni, cu o bază foarte puternică, aceea de a avea un centru de copii juniori foarte puternic, unde se investesc foarte mulți bani din buget. Unde se investesc foarte mulți bani și în infrastructură, și în buget, și în calitate, și în toate. Noi încercăm să dăm oportunitatea celor tineri să producem jucători, dar de acum încolo nu putem, pentru că suntem faro acum și trebuie să ne gândim că să ne gândim să și putem să câștigăm la echipa mare, să punem această mentalitate care v-am zis-o din vară. Farul lipsește o mentalitate de campion, îi lipsea. Acum suntem pe drum și încercăm să construim o mentalitate de campion. Deci trebuie să devină un club foarte mare. Cel puțin aceasta e ideea mea, sunt în fața voastră, am zis-o din prima zi, iar unde sunt eu, vrei nu vrei, trebuie să aspiri la acest lucru, să ai o singură strategia, aceea de a încerca să devii cel mai bun. Unde sunt eu, cât voi fi eu în locul acela, eu cred că m-am născut cu această mentalitate și totdeauna încerc să fac acest lucru. Totdeauna pe unde am fost, când am fost, am încercat să încerc să devin cel mai bun. Lipsește această mentalitate și la nivelul federației? Vorbim de meciul nostru. Eu nu pot să vorbesc de altceva, de toate celelalte de pe lângă. Vorbim de meciul care l-avem mâine. Nu, ce eu pot să vorbesc de la noi, ce este, nu pot să vorbesc despre alții. Vorbesc despre mine. Totdeauna îmi place să vorbesc despre mine și despre noi, despre clubul nostru. Convocările la Națională, cum vi se pare? A fost anunțată lista jucătorilor? Eu nu vreau să intru în acest lucru care... Dar nu vreau să intru, nu-i treaba mea de convocări, pentru că fiecare antrenor face aceste convocări. Ce am spus acum 3 zile, am zis pentru că se vorbea de o listă preliminară a străinilor, jucători români care joacă în străinătate. Și vorbim de un jucător care joacă la cel mai mare club, în momentul de față, jucător român care joacă la cel mai titrat club din, sau unul dintre cele mai titrate cluburi din Europa, care are cele mai multe trofee. Deci la un club foarte, foarte mare. Și am zis părerea mea doar de a, nu am zis... cine joacă, cât joacă, dacă joacă, cine e selectat. Am zis doar de listă, o listă preliminară. Restul a fost doar diversiune, manipulare și diversiune pe față.
Trebuia să rămâneți doar în cadrul în care am rămas eu. Am fost eu. Atât. Atât. Restul e diversiune. S-a încercat să se facă tot felul de diversiune și de manipulare, pentru că adevărul e că jucătorul care joacă la un club foarte mare, sănătos, un jucător sănătos, fizic și a revenit și joacă la un club. Cât joacă, e normal să joace 10-15 minute, 20 de minute după aia, 30 de minute, 45. Dar un jucător și era o listă. Vorbesc de o listă. Dacă Iannis nu a fost nici în lista aia, pentru mine e grav. Din punctul meu de vedere, pentru că sunt abilitat, fac acest lucru, construiesc o echipă, construim echipe, răspund, sunt manager de o echipă, nu am vorbit, a vorbit și să mai zic un lucru. Sunt mândru pentru că sunt tata lui Iannis. Eu am devenit tata lui Iannis. Să nu uitați lucrul ăsta. Îl omiteți cu toții. Deci eu am fost la Rangers și mi s-a zis că eu sunt tata lui Iannis. Deci Iannis deja e consacrat, Iannis deja are personalitate, Iannis deja e cineva în lume. Să nu uitați că reprezintă România. În lume. În lume, așa cum a făcut-o taică-su. Pentru că e același brand. În lume. După aceea, fiecare e liber să facă ce vrea. Dar eu, ca manager, trebuie să gândesc cum gândește un manager. Da? Și atunci, să nu fii nici în lista de străini, pe lista, înseamnă că avem jucători foarte, foarte buni, de nivel cel mai mare în lume. Și cred eu că, da, atunci e greu ca Iannis să prindă lista. E foarte greu. Asta era întrebarea, că nici jucătorii farului nu prind lista, deși vin de la liderul clasament. Nu, avem doi jucători și suntem mândri că avem doi jucători și că doi jucători și sperăm să ajute echipa națională să facă rezultate foarte bune, să fie foarte bune. Restul, cine e responsabil acolo, cine răspunde de cale de convocări și de echipa și de primul 11 și o asumă, probabil o să vină în fața dumneavoastră și o să spună opinia de ce una, de cealaltă. Dar în rest, eu am vorbit de o listă preliminară. Atenție! Încă o dată, nu faceți iară cum s-a făcut în aceste 4 zile, 5 zile. Total, pe lângă subiect, întrebări, total aiurea, eu nu l-am convocat pe Iannis. Nu, Iannis, am zis doar că eu, ca manager, am simțit că Iannis nu e jucător din decizia care s-a luat. Că Iannis nu e un jucător important pentru Edi Iordănescu. Punct. Punct și rămânesc și am dreptul meu să o zic, pentru că chiar muncesc, chiar sunt în breaslă, fac această meserie, mă pricep, cred că nu bine, foarte bine, și mi-am dat părerea mea de un manager care, eu sunt manager, nu cred că sunt antrenor. Sunt manager și gestionez club și echipă. De nivel foarte bun. Pentru că faptele care sunt, cred că am demonstrat în asta că știu și am văzut un lucru care mi se pare inexplicabil. Inexplicabil. Să nu fii pe lista jucătorilor străini. Înseamnă că avem jucători străini care joacă la numai la nivel foarte înalt, prea mulți, și era foarte greu să aleagă. Era foarte greu să fie pe acea listă. Pe acea listă preliminară. Nu convocat, nu cât să joace, nu am făcut eu lucrurile, că ce nu-mi place mie, nu o să fac, dar să nu fii pe listă, înseamnă că nu e jucător important. 100%. 100% e așa. Pentru mine, din punctul meu, și rămân la ce am zis. Că Iannis nu cred că e jucător important pentru Edi Iordănescu. Așa ce am văzut eu. Mai sunt întrebări legate de meci? O zi bună!